Salut, dragilor! Bine v-am regăsit în partea a doua a clipului Probleme ce se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor. Haideți să trecem la treabă. Într-un bloc sunt apartamente cu 2 și 3 camere. Nu ni se specifică câte apartamente cu 2 și câte apartamente cu 3 camere sunt, ni se spune doar că sunt apartamente cu 2 și 3 camere. Implicit vom alege să notăm x egal cu apartamentele cu 2 camere, iar Y, apartamentele cu 3 camere. În total, sunt 45 de apartamente. Asta înseamnă că X plus Y va fi egal cu 45. Știind că în total sunt 105 camere, află numărul apartamentelor cu 2 camere. Practic, dacă X-ul este reprezentat de apartamentele cu 2 camere, înseamnă că vom scrie 2 ori X, pentru că X-ul are 2 camere, iar apoi la Y vom scrie plus 3 ori Y egal cu numărul total de camere. Și vom face sistem. Înmulțim prima ramură cu un minus 2 și ne va da minus 2X minus 2Y egal cu minus 90, 2X plus 3Y egal cu 105, minus 2X cu plus 2X se vor reduce, minus 2Y plus Y plus 3Y ne va da Y, egal cu minus 90 plus 105, ne va da 15. Deci înseamnă că sunt 15 apartamente cu 3 camere, iar apoi vom scrie 15 plus X egal cu 45, rezultă X egal cu 45 minus 3 minus 15, deci X ne va da egal cu 30 de apartamente cu 2 camere. Trecem acum la următorul exemplu. În curtea bunicii lui Paul sunt găini și oi. În total sunt 32 de capete. La fel, nu cunoaștem câte găini și câte oi sunt și vom scrie. Notăm X egal cu găini și Y egal cu oi. De moment ce ne spune că în total sunt 32 de capete, adică sunt 32 de animale, înseamnă că X plus Y va fi egal cu 32. Iar în total sunt 88 de picioare. Va trebui să ne gândim câte picioare are o găină. O găină are două picioare și înseamnă că vom scrie 2 ori X. Plus, o oaie are 4 picioare și înseamnă că vom scrie 4 ori Y egal cu numărul total de picioare, adică 88, și vom face sistem. Înmulțim prima ramură cu un minus 2 și ne va da minus 2X minus 2Y egal cu minus 64, 2x plus 4y egal cu 88, primii 2 se reduc, minus 2x cu plus 2x, apoi minus 2y cu plus 4y ne vor da 2y egal cu 88 minus 64, 8 minus 4 ne dă 4 și 8 minus 6 ne dă 2. Împărțim la un 2 și ne va da y egal cu 12. Rezultă sunt 12 oi, iar apoi vom avea x plus 12 egal cu 32, scădem în 12 și ne va da x egal cu 32 minus 12, adică x egal cu 20 de găini. Deci înseamnă că în total, în curte, sunt 12 oi și 20 de găini. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!